România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi vom vedea stadiul negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina și în ce condiții ar putea funcționa această pace, mai ales când spațiul public se spune des în felul următor că președintele Zelensky ar trebui să accepte pacea ca să pună capăt masacrului făcut de ruși. Dar totuși, cum arată această pace rusească și cât de credibilă este ea și ce garanții presupune? De fapt, ce îi se cere Ucrainei de către Rusia în condițiile în care Rusia nici măcar nu are o victorie? L-am invitat din nou la România în direct pe profesorul Armand Goșu, profesor la Facultatea de Științe Politice din București, specialist în spațiul rusesc. Bun găsit, bine ai venit, ai revenit la noi, Armand Goșu. Mulțumesc pentru invitație, întotdeauna revin cu plăcere. Două vorbe despre Armand Goșu pentru cine l-aude prima oară. Are un doctorat în istoria Rusiei, susținut la Universitatea din Moscova în 1998. A lucrat ca cercetător al Institutului de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române. Este cercetător asociat la Berlin, la Consiliul German de Politică Externă. A lucrat pentru BBC, la birourile din Moscova și București și a fost peste un deceniu redactor șef adjunct al și redactor șef la revista 22. Vă recomand să citiți cărțile sale: Rusia, o ecuație complicată, Eurofalia, turbulențe și involuții în fostul spațiu sovietic. Acesta este omul cu care veți vorbi astăzi. Armand Goșu, întâi de toate, hai să vedem ca să înțeleagă toată lumea. Se vorbește de existența unui proiect de acord de pace cu mai multe puncte, 15, asta e o publicație Financial Times la un moment dat. La ce ne uităm de acolo? Adică ce e important între aceste propuneri de pace, dacă toate or fi adevărate și corecte? Bun, ucrainienii au negat că ăsta e documentul pe care se negociază, au spus că ăsta e draftul rusesc. Cu care rușii s-au prezentat la discuție acum. Nu e foarte clar dacă s-au pus de acord asupra unor puncte din declarațiile participanților la negocieri. Primele runde de negocieri au fost față-față, dacă vă amintiți, în Belarus, după care cele două delegații negociază pe canale de securizate online. În acest moment, deci, negocierile nu se desfășoară fizic undeva în jurul unei mese, ci pe online. Deci, informațiile sunt mai degrabă puține. Acum o oră, pe scop purător de cuvânt al Kremlinului a ieșit a spunând că informațiile mai greu, că Rusia este dezamăgită de viteza care se negociază. Nici partea ucraineană n-a fost mai generoasă în a oferi informații. Acum, ai amintit de articolul din Financial Times, care a fost dublat de niște puncte, un draft rusesc care a fost publicat în săptămânalul Zerkalului Nedelii de la Kiev. Acolo e vorba de neutralitatea Ucrainei, adică Ucraina să nu facă parte, nu NATO, sub nicio formă NATO, faptul că limba rusă trebuie să devină a doua limbă de stat în Ucraina, demilitarizarea Ucrainei, denazificarea Ucrainei, recunoașterea anexării Crimeei de către Rusia, recunoașterea independenței celor două republici secesioniste, Republica Populară Donetsk și Republica Populară Donbass, scoaterea în afară a legii a partidelor naționaliști, a politicienilor naționaliști, deci e un punct suplimentar în afară de denazificare. Cam astea ar fi în linii mari. Acum, ce poate accepta Ucraina de aici? Ucraina a zis, ok, ne-am lămurit cu NATO, nu NATO, neutralitate, zice unul dintre consilierii, domnului Zelensky, domnule, merge așa, neutralitate, sigur. Putem accepta? Da, dar nu se înțeleg nici pe acest unul, pentru că nu s-au înțeles nici pe acest punct. De ce acum? E vorba de garanție de securitate. Ucraina spune, ok, neutralitate. Dar voi mi-ați dat garanții de securitate în decembrie 94, prin memorandumul de la Budapesta. Și totuși, niciuna din părțile care au semnat acel memorandum nu a sărit să apere Ucraina în 2014, când a fost anexată Crimeea. Nici Statele Unite, nici Franța, nici Marea Britanie, care erau semnatare a acelui memorandum. Deci în momentul ăsta Ucraina și spune, ce credeți mai mult în garanțiile voastre? Deci, asta e o întrebare fundamentală pentru ucrainieni. Dar ar trebui
să accepte președintele Zelenski tipul acesta de pace propus în condițiile în care sunt omorâți civili? E atipic tot procesul acesta de negociere, pentru că când încep niște negocieri, intervine starea de încetare a focului. Ori, în mod cu totul special, de asta dată, această stare de încetare a focului nu a intervenit. Mai mult, vedem că rușii își intensifică atacurile asupra obiectivelor civile, asupra orașelor, și deja astăzi circulă, de pildă, uzina de oțelul de la Mariupol, iar la Cernigov un bombardament, iar bombardament la Harkov. Sunt imagini filmate care arată că Rusia recurge de câteva zile la bombardamentele covor. Adică de sus din pică bombă una lângă alta, după tactica de bombardare a Groznoiului, capitala cecenă, în 1995. Dacă vă amintiți, atunci practic orașul Groznoi a fost șters de pe fața pământului. N-a fost decât un uriaș morman de moloz. Asta e o formă de presiune în aceste negocieri. Exact. Exact. Putin, care are informația privind mersul negocierilor, își dă seama că nu va putea, el a spus, ăsta e maxim ce vrea, ce am spus eu la început, că a publicat Zerkale Nedelii și principalele idei publicate și de Financial Times. Bun, și atunci Putin, ca să oblige partea ucraineană să accepte cât mai multe din aceste puncte, sau cât mai aproape de ceea ce încearcă el, e să pună presiune maximă asupra ucrainilor. Problema e că el nu mai are trupe la îndemână să pună presiune asupra ucrainienilor. De ce? Nu mai are rezerve. Ori, acum, pierderile rusești sunt atât de mari încât... Deci, haide să zicem ce a apărut ieri pe Komsomolskaya Pravda. Da, au negat ulterior. A fost șters imediat, că este un atac, că este... Bun. Nu luăm cifra publicată de autoritățile ucrainiene, luăm mai aproape de cifra sugerată de armata de britanici, de serviciile americane, deci undeva la 10.000 de oameni pierduți. Există un raport între morți și răniți pe câmpul de luptă. Deci asta înseamnă, deci dacă mergem pe o cifră micșorată, 10.000 plus încă 30.000 înseamnă cam 40.000 de oameni. Deci undeva între 40 și 50.000 de oameni sunt militari care fiecare au fost omorâți, fie că sunt răniți și trebuie scoși din frontul de operațiuni. Deci 40.000, merg pe cifra minimă de pierderi, morți și răniți, asta înseamnă din 200.000 înseamnă o cincime. Deci între o pătrime și o cincime din sub trupele rusești care participă la operațiunea din Ucraina au fost în 3 săptămâni scoase. Armand, da, au fost scoase din luptă. Ăsta este cadrul, oameni buni. Vă propun să începem discuția. Puteți suna 0372069599, repet, 0372069599. Iată și întrebările pe care vi le adresăm astăzi. Ce condiții de pace ar trebui să accepte Ucraina? Sau în ce condiții ar trebui să accepte această pace? Ar trebui ca Zelenski să pună capăt războiului ca să oprească masacrul civililor? Vă întreb și lucrul acesta. Și aveți încredere că Rusia va respecta garanțiile de securitate și că statele europene le pot oferi? Problema pe care tocmai am pus-o în discuție. 0372069599. Puteți suna de acum la România în direct. Există deja înscrieri. Vom face această discuție atâta vreme cât este necesar să înțelegem câteva lucruri din ea. Putem porni, zic... Sorin, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Încă o dată știți că între ei dialogul e mai lent, de asta vă solicit răbdare. Salut, Sorin. Suntem și pe Facebook, apropo. Bine ai venit. Salut. Mă bucur că am intrat pe prima oară când am reușit să fac treaba asta. Să salut pe tine, invitatul și ascultătorii. Cred că ar trebui să se facă orice posibil și omenește să se oprească omorârea civililor. Nu știu dacă ce implică chestia asta sau ce sacrificii trebuie să facă sau ce ar trebui să facă președintele Ucrainei. Eu am văzut în zilele astea că Ucraina a arătat întregii lumi că are coloană vertebrală, că are niște oameni
pe care mulți îi vor admira de acum încolo. Și nu știu dacă e suficient ce au arătat, dar nu văd ce motive poate să fie în continuare atât de serioase încât să se continue omorârea civililor și masacrarea civililor. Oameni care n-au nicio vină și care, pentru timp că trăiesc acolo și locuiesc în țara aia, trebuie să moară. Da. Nu știu. Acum, problema se pune în felul următor. Tu spui că președintele Zelenski ar trebui să oprească chestiunea asta ca să înțelegem clar cum pui problema. Nu neapărat să oprească, dar să pună în primul rând viața populației civile. În primul rând asta și nu în primul rând, cele două republici care oricum, în care oricum sunt probleme de 10 ani sau de câți ani, acolo mai e un conflict. Oamenii ia luptă pentru, nu știu, pentru ce luptă e acolo. Pentru oricum bucata din Ucraina. Sau nu dețineau liniște acolo și era mereu un că-s două chestiuni aici și o să le luăm separat cu Armand Goșu. Hai să luăm întâi asta cu cele două regiuni, că cealaltă chestiune a civililor e un pic mai complicată. Dar cu cele două regiuni, cum este Armand Goșu? Pentru că, de fapt, Rusia vrea mai mult decât avea înainte, nu? Înțeleg acum. Președintele Putin pretinde că a recunoscut independența celor două regiuni, Donetsk și Lugansk, în granițele administrative în care erau ele în Ucraina. Ori asta înseamnă că teritoriul pe care îl dorește Rusia să fie anexat la aceste două republici secesioniste e mult mai mare. Deci este diferența între 18.000 de kilometri pătrați cât au cele două republici separatiste, cât aveau la 23 februarie și 54.000 de kilometri pătrați. Deci dintre 18 și 54 de mii de kilometri pătrați, cât au cele două regiunile, oblast Donetsk și Lugansk, în granițele administrative din Ucraina. Problema este că Rusia de 3 săptămâni, deși a amasat acolo trupe, nu a reușit nici măcar să cucerească acele orașe și sate din cele două regiuni, Donetsk și Lugansk, iar acolo s-a refugiat populația, inclusiv din republicile separatiste, populație, vorbim de câteva milioane de oameni care nu vor să trăiască în republicile separatiste, care nu vor în Rusia și care, în cazul în care Ucraina va fi forțată să recunoască independența republicilor proruse separatiste în granițele administrative, va trebui evacuată. Deci vorbim de milioane de refugiați de pe teritoriul acelor republici separatiste, Sorin, în alte zone ale Ucrainei. Deci problema e mai complicată, vezi, în privința teritoriului. Ai fi de acord cu cedarea teritoriului ca să se termine? Că, de fapt, despre asta e vorba. Da, asta spun. Aș fi de acord să se cedeze teritoriul ca să salveze viețile oamenilor nevinovați, civililor. Asta noroc, spun, de fapt. Da, numai că e complicat. Noroc că, știi, aici vorbim de la distanță. Noroc că nu-i țara noastră. Dar dacă ar fi fost, dau și un exemplu ipotetic, atacată partea estică a României și trebuiau să rămână Botoșaniu, Suceava și Iașu în partea aia la altă, cum făceam? Am încercat să intru și ieri la misiunea cu armata în care militari sau activi sau foști se văisau sau, mă rog, spuneau cât de greu ești, ce prost îmi plătiți. Mm. Păi prefer să am o armată în România de 25.000 sau de 20.000 de super soldate, adică să se antreneze și aia să facă și să-și merite banii aia, decât 60.000 sau 70.000 care să plictisească pe acolo, pe la unități și să spună că sunt prost plătiți și că nu ce trăiesc și să... Eu muncesc în privat de toată viața mea, muncesc în privat. Dacă ăia sunt buni să facă altceva, să ducă să facă altceva. S-au uitat. Nu există garanții clare la ora actuală. Eu zic că trebuie făcut absolut orice e posibil și lăsat și din de unde se poate și din mândrie și din orgoliu și din naționalism, ca să se salveze cât mai multă populație civilă și să nu moară
oameni nevinovați. Asta cred, în asta cred. Mulțumesc tare mult, Sorin. Problema este că ăsta seamănă cu un act terorist, știi? Da, da, interesant că Sorin a pus problema Zelenski să cedeze, da. Dar nu Zelenski omoară civil, Putin omoară civil. N-a pus problema Occidentul trebuie să adopte sancțiuni mai, sau Occidentul să, NATO să instituie cer deschis ca nu cumva să mai apară nu, avioane, da, exact, ruse să bombardeze. Asta e opinie largă răspândită. Nu, nu, absolut, da, absolut. E foarte interesant pentru mine, dar nu Zelenski bombardează populația civilă, ci Putin, da, dar Putin n-a zis nimic. Dar lui se cere, lui Zelenski permanent, să, da, exact, da, lui Zelenski, da, renunță să te mai apere. Renunță, dar de ce el să renunțe, să nu renunțe Putin? Adică e o stranie atitudine pe care n-am întâlnit-o, de pildă, în Polonia sau în Germania. Uite, e o întrebare asta. Pentru că bănuiala mea e că mesajul Rusiei a prins mult mai bine aici în România și poate avem un alt tip de atitudine. Zelenski e de vină pentru că s-a declanșat acest război pe care nu l-a declanșat el, ci Rusia. Sunt influenceri și jurnaliști români care susțin și la televizor și în alte părți acest punct de vedere. Un pic anapoda. Dar de ce? Adică nu e o... Nu, că nu urmăresc. Eu știu că tu stai, vezi mai mult spațiu rusesc decât spațiu românesc, dar spun asta. Mircea, salut. Tare. În ce condiții acceptă Ucraina această pace? Sau ar trebui să accepte? Salut, Cătălin, salut și distinsul invitat și ascultătorii Europa FM. Spre deosebire de antevorbitorul meu, consider că Ucraina trebuie sprijinită până când Rusia cedează, până când Putin cedează. Pentru că ai ceda acum numai de dragul vieții, e o exprimare foarte cinică. Viața umană, viața unui singur om nu are nicio fel de valoare, adică este incalculabil ca valoare. Dar aici, da, acum, sub pretextul salvării vieților, pur și simplu deschide drum Rusiei către vestul Europei. Nu eu o spun, Putin a spus-o. Occidentul se comportă exact ca și poporul rus, care refuză să vadă ceea ce face Putin în Ucraina, pentru că e mai confortabil să te consideri membru al unei națiuni mândre decât să te consideri membru al unei națiuni care se comportă ca naziștii. La fel și Occidentul este mai confortabil să nu audă ce a spus Putin, că vrea refacerea Imperiului Rus, decât să se comporte ca atare, ceea ce înseamnă o completă schimbare a politicilor mondiale. A ceda acum lui Putin și a accepta o pace, indiferent în condițiile lui Putin, de dragul de a salva vieți, și repet, nu găsesc altă exprimare, viețile sunt nu pot fi luate în valoare. Înseamnă pur și simplu a deschide drum spre... Am trei copii, mă îngrozește ideea unui conflict cu Rusia, dar tocmai pentru viitorul lor consider că o pace ar trebui impusă prin impunerea, prin adunarea generală a ONU. Consiliul de Securitate nu va adopta niciodată așa ceva. Adunarea generală a ONU ar trebui să instituie interdicție aeriană deasupra Ucrainei, iar NATO să intervină sub steagul ONU, nu sub steagul NATO sau unei țări membre NATO. M-a întrebat Gari cineva Gasparov, pe Facebook. Gari Gasparov a spus și o repetă... Așa. Întreba cineva, te las imediat să revii la celebrul șahist, spunea cineva pe Facebook, chiar apropo, ar putea să facă ONU ceva de genul ăsta, se referea la căștile albastre. Adunarea generală, da. Poate nu, stai că îl întreb pe Adunarea generală nu are atribuții de tipul ăsta, dar nu uitați un detaliu. În Consiliul de Securitate, Rusia este membru permanent. Rusia poate să blocheze. O singură dată în istoria ONU s-a putut întâmpla așa ceva, în 1950, când s-au adoptat, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat sancțiuni și a hotărât ca trupele internaționale să intervină în Coreea. Dar atunci... ambasadorul rus, delegația rusă și-a suspendat participarea la ONU. Lipsind delegatul rus, ambasadorul rus, atunci ONU, Consiliul de Securitate, a putut să voteze aceste sancțiuni. Ori nu e cazul acum, Nebesnia, care e reprezentantul Rusiei acum la ONU, nu o să iasă din sal. Deci e puțin probabil să iasă. Eu înțeleg ce ziceți și eu urmăresc imaginile, sunt stupefiat, sunt consternat, mi se pare că în secolul 21 să nu intervii la... tragedia care se întâmplă acolo ne transformă pe toți în neoameni, dar în același timp niște mecanisme internaționale moștenite de după cel de-al doilea război mondial nu favorizează tipul ăsta de intervenție. Deci tehnic, pentru că e vorba de Consiliul de Securitate cu prezența tehnic, Rusiei, nu se pot trimite trupe ONU. Adică doar dacă Rusia ar vota pentru propria sancționare, atunci s-ar putea.
Aha, asta e foarte interesant. Bun, Mircea? Da, tocmai de aceea făceam referire la adunarea generală, pentru că știu că Rusia este membru permanent și s-ar opune în Consiliul de Securitate. N-am știut că adunarea generală nu are astfel. Înseamnă că Organizația Națiunilor Unite este complet inutilă. În cazul acesta, NATO trebuie să ia taurul de coarne și am să vă justific imediat de ce. Rusia este o dictatură. În toată istoria ei, Rusia nu a avut nicio oră, nicio zi de democrație reală. De când a fost modernizată și, culmea, modernizată prin occidentalizare, Occidentul cu care Rusia acum se luptă, de când a fost modernizată Rusia de vremea lui Alexandru cel Mare, Rusia este condusă de un dictator cu diferite denumiri, împărat, țar, președinte de partid, un dictator, o clasă nobiliară din jurul lui și poporul a suprit. Asta este Rusia, nu a avut nicio oră de democrație reală. Și... indiferent că va fi la putere Putin sau alt conducător, tot mentalitatea adică de imperiu de imperialism va avea. Trebuie să-i trimitem democrație sau cum? Adică e justificată intervenția? Soluția pe termen lung va fi democratizarea acestei țări, dar nu în stilul în care s-a întâmplat în România în anii 90, de exemplu. Mi-e și groază de o Rusie aflată în degringolada anilor 90 în care s-a aflat România. Rusia a trecut prin degringolada aia. Democratizarea este deja altă poveste. Problema este că Rusia trebuie tratat ca un imperiu, trebuie tratată ca o țară din secolul XIX. Și atunci, NATO trebuie să ia taurul de coarne. Asta spunea și Gary Gasparov. Putin nu respectă decât forța. Ok. Punct. Cu toate riscurile care decurg de aici, trebuie instituită blocada aeriană și Rusia în felul ăsta acceptată să încheie un tratat de pace care cât de cât să fie onorabil și pentru Ucraina. Și revenind la ceea ce spunea și am terminat ascultătorul de dinainte. Bun, să zicem că de dragul vieților se va accepta un tratat de pace, Ucraina cedează, Donbassul cedează tot. Occidentul convinge Ucraina, domne, îți dăm bani, vă reconstruim, accepta să terminăm cu pacea, să refacem economiile, să revenim la profit, să. Ce garanții mai poate oferi cineva Ucrainei, garanții pe care Putin a încărcat nu știu câte tratate, inclusiv tratate semnate, garanții oferite de Rusia, momentul în care a intrat în Ucraina? Ce garanții mai există pentru viitor? Da. Mulțumesc mult, Iuliana, stai acolo, că am o întrebare pentru Armand. Dom'le, da, Putin chiar într-adevăr recunoaște numai de forță sau răspunde numai la forță? Ce-ți zice ție, de exemplu, discursul de vineri? Cum l-ai văzut? De nici măcar la forță nu mai recunoaște. Pur și simplu trăiește într-o realitate fake. Ei sunt învinși. Blitzkrieg a ieșuat. Au niște pierderi colosale. Deci gândiți-vă la următorul fapt. În acest moment, numărul de morți al armatei ruse după 20 de zile, după 22 de zile de război, este mai mare decât al armatei americane în Afganistan și în Irak în 20 de ani. Armata rusă pierde mai mult în câteva zile decât a pierdut armata sovietică la rândul ei în Afganistan. Dar își permite pierderile astea pentru că viața nu contează acolo. Își permite pentru că viața nu contează, își permite pentru că Rusia nu e o democrație, nu trebuie să te voteze nimeni, da? Ai alte instrumente cu care controlezi. Astea sunt regimuri autoritare care au altă raportare la viața omului. Și atunci... în același timp, el e inconștient. Deci, pur și simplu, încep să... Deci sunt 1 milion, 2 milioane de oameni care au nevoie de medicamente în Rusia și care nu mai primesc medicamente din cauza embargoului, din cauza sancțiunilor. Încep să vină trupurile ucise sau mutilate ale copiilor acestora din Ucraina. Vorbim de minim 40.000 de oameni. Îi văd vecinii, îi văd în sate, îi văd în mici orășele. Deci o să apară mărturia, o să apară proba limpede a războiului, atrocităților, a dezastrului care trăi de armata rusă acolo. Deci eu cred că bomba tică e pentru Putin, iar Putin în acest moment, dacă vă uitați, are două fronturi. El luptă pe două fronturi, luptă în Ucraina împotriva lui Zelenski, armatei ucrainiene, da? Și luptă acasă împotriva poporului rus. E musai pentru el să-l țină sub capac în această bulă informațională ca detalii reale de privind ce se întâmplă în Ucraina să nu ajungă la urechile opiniei publice. Da. Iuliana, salutare, ești la România în direct. În ce condiții s-ar putea face pace?
Eu sunt de acord cu domnul Goșu, cu ce a zis mai devreme, faptul că multă lume vorbește despre Zelenski, cum că ar trebui să accepte ceva de la Putin. Din punctul meu de vedere, nu ai ce să accepti. Adică tu ai invadat o țară fără să te fi provocat și de asemenea are și un trecut Putin. Adică s-a mai întâmplat trecut să iau parte din teritorii, nu? Și să continue. Iată că a venit după aproape 8 ani de zile și a reînceput o invazie. Deci nu există o soluție de mijloc cu Putin, din punctul meu de vedere, pentru că nu poți avea încredere în el. Asta e, mie asta mi se pare foarte important. Lumea asta, la nivel global, se bazează pe încredere. Încrederea că vei respecta un tratat, încrederea că nu vei invada alte țări. Ei, Putin nu poate fi crezut. Și da, sunt de acord că mor oameni în acest timp, ceea ce este o atrocitate, dar cred că ar trebui noi, adică cei din afară, UE, să acționeze mult mai eficient, pentru că acum se acționează, dar se acționează foarte încet și timpul nu este de partea lui Putin. Astfel că eu aș, cel puțin ce aș sugera eu, ar fi blocarea tuturor conturilor, de exemplu din Elveția, unde țin majoritatea oligarhilor averea, și renunțarea la importul de gaze, care în acest moment, în fiecare zi, îi aduce Rusiei aproximativ 600 de milioane de euro. Și chestia asta, chiar vă rog să o verificați. Ideea este că noi, practic, nu suntem de acord cu ceea ce face el, dar îi finanțăm războiul, într-un fel sau altul. Evident, involuntar... E corectă? Stați că asta trebuie să verificăm. Da, exact așa. Sigur. Este. Între 500 și 600 de milioane de euro zilnic, doar exact. Din gaz. Nu mai pun petrol, nu mai pun așa. Doar gazul pe care îl exportă în Uniunea Europeană, în altă parte. Exact, exact. Și dacă l-ai oprit două zile și tot i-ai aduce o pierdere de 1.2 miliarde, adică e enorm. Liderii Uniunii Europene, aceasta este o informație de ultimă oră, dată de Bizidei și preluată de la Reuters, chiar acum a apărut, liderii Uniunii Europene vor aproba săptămâna aceasta un acord pentru achiziționarea în comun de gaze naturale, gaze lichifiate și hidrogen înainte de iarna următoare. Este un proiect de declarație. Am văzut această știre, da, este recentă. Ideea e că noi acționăm, dar mi se pare că nu acționăm destul de repede. Într-adevăr, știu că trebuie discutat la nivelul statelor, trebuie să se pună de acord și toate cele, dar chiar cred că e vorba de timp. Deci trebuie acționat nu mâine, nu poimâine, ci acum. Asta este părerea mea. Și nu cred că Ucraina ar trebui să accepte vreun compromis cu Rusia, pentru că, încă o dată, nu ai cum să ai încredere în ei. Domnul Goș este acolo, poate, de fapt, cred că nu poate să vă dea un exemplu în care Rusia și-a respectat, cum să zic, teritoriile invadate. Circulă a impus democrație. Stai, și... Circulă 1 pe net, l-am văzut de dimineață, Finlanda. Așa e? Rușii au fost corecți în relație cu Finlanda? Multă lume aduce acest argument și spune, domnule, s-au bătut de dor. Finlandezii care acum vor să intre în NATO, scuze, da, Cătălin, dar în sensul că le este frică. Adică nu știu... Ideea este că nimeni nu are încredere în ei, pentru că nu știi niciodată la ce te aștepți. Păi nu, dar asta voiam să verific. Aici au fost corecți? Nu au fost corecți. Împotriva Finlandei, serviciile secrete rusești au desfășurat nu știu câte operațiuni. Secrete operațiuni, deci poți să zici că Finlanda a fost corectă, dar Finlanda totuși a fost o țară înfrântă în al doilea război mondial, aliată Germaniei, și Uniunea Sovietică a negociat cu Mannerheim, cu generalul care a condus un fel de variantă de Antonescu, dar mai democrat, mai bine pregătit și fără mâini mânjite de sângele evreilor în Holocaust. Și s-a putut în felul ăsta obține o garanție, dar, cum să spun, asta nu înseamnă că autoritățile rusești n-au fost operațiuni ale serviciilor secrete îndreptate împotriva Finlandei, iar Finlanda a fost ciuruită de agenți KGB. Tu ai avut agenți KGB până în fruntea statului finlandez în anii 50-60. Da, dar ei... Este că...
Scuze, Cătălin, asta mai voiam să zic. Cert este că toată lumea este hipervigilentă, inclusiv finlandezii. Adică nu poți să zici, da, ok, acum suntem în relații bune, nu se mai întâmplă nimic. Nu, toată lumea este speriată. Eu nu sunt speriată pentru România. Eu mă gândesc la oamenii care în acest moment sunt într-un conflict și care mor și știu că au nevoie ca noi să acționăm cât mai repede. Până găsim o soluție cu NATO, până, nu știu, găsim un acord, până... Hai să ne focusăm pe partea economică. Iar termina în câteva zile. Da. Termina în sensul de nu le-ar mai finanța războiul, la asta mă refer. Mulțumesc tare mult de intervenția ta, Arman Goșu. Vreau să te întreb în felul următor. Cum l-ai citit pe Vladimir Putin la celebrul meeting de la finalul săptămânii trecute? N-a spus nimic nou. Aceste meeting-uri au un simplu scop ca să, cum să spun, să coresponsabilizeze. Asta a fost și ideea în ziua în care, dacă te amintești, atunci în 21, când Consiliul de Securitate a avut ședința aia lărgită și a adus pe miniștrii, pe șefii serviciilor, i-a trecut pe toți pe la microfon să spună ce părere au. Putin a zis, nu eu singur am luat decizia, suntem toți coresponsabili. De asta dată a făcut un pas în față și a spus, nu eu, suntem toți coresponsabili la ce se întâmplă acum, adică poporul, da. 80.000 de oameni înăuntru, în incinta stadionului Lujniki, alți 80.000 de oameni afară. Adică toți răspundem, cum să spun, în fața istoriei pentru ce se întâmplă acum. E destul de abil. Altfel, sigurat, a fost o ocazie în plus pentru a repeta acelea sloganuri. Practic n-a adus nimic nou, nici cele celebrele doamne propagandiste de la Russia Today și de la Ministerul de Externe Zaharova n-au spus nimic în plus, dar a fost o demonstrație de forță tocmai ca să arate și exteriorului că are poporul rus e strâns unit în jurul lui. E strâns unit? Nu, e clar că nu e strâns unit în jurul lui. S-au făcut destul de multe IT-știi, au descoperit imagini ciudate, folosite cu alte ocazii, deci entuziasmul, n-am văzut foarte multe aplauz. Ei după aceea l-au repetat în buclă de nu știu câte ori și de fiecare dată încercam să descoper fețe noi, entuziasm, nu era așa ceva. Lipsea lucrul ăsta. Toni, salutare, ești la România în direct. În ce condiții sau ce condiții de pace ar trebui să accepte Ucraina? Vă salut și vă mulțumesc pentru oportunitatea atât de a-mi exprima punctul de vedere, cât și de a sta de vorbă cu voi. Vă respectam foarte mult pe amândoi. Părerea mea despre această situație actuală este că ne aflăm în fața unei dileme. Pe de o parte se vorbește despre podul de aur pe care un combatant într-un război trebuie să îl acorde celuilalt combatant, rezonabil acela fiind, cum să zic, oportunitatea de a avea o retragere demnă. Ca să se termine treaba, da. Celebra portiță de ieșire din politică, da. Adică un adversar încolțit trebuie să-i lași cuvinte, o plecare. Da. Da, un compromis prin care Putin să nu se întoarcă la Kremlin cu coada între picioare, să spună, uitați, am reușit, în urma intervenției noastre, am reușit să facem lucrul ăsta. Pe de altă parte însă, acest principiu este valabil în cazul unui adversar rezonabil. Ori eu cred că Putin nu este un adversar rezonabil. Cumva fac apel la înțelepciunea populară și domnul Goșu, în calitate de istoric al rușilor, poate să confirme sau să infirme această dovadă de înțelepciune populară care spune, dă-i nasul lui Ivan și se suie pe divan. Este exact ce s-a întâmplat în preambulul acestei invazii în care Europa civilizată și vestul civilizat, pentru că și americanii au încercat același lucru, au încercat să raționeze cu Putin, au încercat să folosească dialogul,
s-a văzut cu ce rezultat. Din punctul meu de vedere, în acest moment, orice concesie acordată lui Putin nu va face altceva decât să-l întărâte și mai mult, să coalizeze cumva în jurul lui această caracteristică a poporului rus de a se considera un, o mare forță și un, un fel de civilizator, să-i zicem, și va duce încet, încet la escaladarea situației mai mult decât este acum, la, la ieșirea din Ucraina și îndreptarea spre alte zone. Asta se va întâmpla? Adică, dar asta e întâi prima remarcă pe care ai făcut-o. Mai e rațional? Adică mai e cu cine sta? Mai merge portița de ieșire? Nu, tocmai asta zic. Stai, Toni, că așteptam răspunsul lui Armand Goșu. Nu, el e coerent cu el însuși Putin. Adică dacă vă uitați și pe comportamentul și pe declarație, e coerent. E foarte, e foarte corect ce spune Toni aici. Ca tactică, întotdeauna tu lași o portiță de... Și lui Putin, să știți că i-au lăsat tot timpul, i-au lăsat în decembrie, i-au lăsat în ianuarie, când au dat răspunsurile la drafturile lui de acorduri, dacă vă amintiți. Întotdeauna și americanii, dar și europeni, dar mai ales americani, au zis, hai să negociem ceva. Adică au lăsat să arate ceva și poporului rus. Să știți că și acum în negocieri ucrainienii țin cont de, dacă vă uitați pe interviurile date de consilieri ucrainieni, de miși ucrainieni, de cei care participă la negocierile cu Rusia, problema lor mi se pare că îi chiar exagerează, îl pun pe Putin, psihicul lui Putin și oferă lui Putin, se gândesc să-i oferim lui Putin, să-i salvăm obrazul lui Putin în fața poporului rus. Asta cu neutralitatea și să gândești ce poate să vândă Putin opiniei publice din Rusia. Neutralitatea. Poate să zică demilitarizează. Păi, domnule, am distrus armata ucrainiană, am distrus muniție, am distrus, cum să spun, tehnică de luptă. Poți să zici cu Crimea, uite, nu ne recunosc ucrainienii, dar nici nu le-am dat-o înapoi. Și totuși nu se oprește. Deși și totuși nu se oprește, pentru că Putin înțelege că e mult prea puțin. Deci Putin în decembrie, când au fost acele documente puse pe site-ul Ministerului de Externe, a crescut prea mult miza. Ori, și Occidentul acum, și România, mai ales Polonia sau țările baltice, sunt foarte conștiente că în meniul pe care îl are Putin în față, Ucraina e la desert, dar urmează Polonia la felul întâi, urmează țările baltice la felul doi, după aceea poate să urmeze și altceva din vestul Europei în meniu. Ori, pentru Putin în acest moment, e clar că el nu mai are șansă. El a zis, eu trebuie să mă înțeleg cu Occidentul, cu NATO, cu America, mai ales, să împart lumea. Ce spune obiectivul lui? Eu sunt nemulțumit de cum e organizată lumea postbelică. Da, după războiul rece. Nu postbelică, după războiul rece. Nu-mi place. Vreau alte reguli. Ori el, pierzând războiul din Ucraina, el pierde șansa să reordoneze scena internațională. Ori asta, de fapt, îl doare pe el cel mai mult. Ori în momentul ăsta el să răzbună pe ucrainieni, pentru că ucrainienii fac treaba Occidentului și, practic, țin piept lui Putin. Toni. Exact, scuze. Vreau doar să adaug că... Din această cheie pot fi citite și pretențiile Rusiei în privința unui acord de pace, respectiv un exemplu de nazificare. Cum definești această denazificare? Ce înseamnă? A zis consilierul lui Zelenski, Rodninski, a zis în felul următor: hai, domnule, că înțelegem ce vor. Vor niște străzi, le schimbăm numele la niște străzi, dăm jos niște statui. Explicație istorică. O parte din ucraineni, în urma genocidului comis de Rusia în anii 30 acolo, au avut o bucurie năprasnică în momentul în care Germania a venit peste ei, Germania hitleristă. Unii dintre ei au colaborat și chiar au luat parte la crimele de război comise de naziști. Unii dintre ei sunt văzuți de ucraineni, de o parte dintre ucraineni, cum e văzut Antonescu aici, de o parte dintre români, ca fiind eroul național,
omul care a luptat pentru naționalism și așa mai departe. Asta e explicația. Și au statui, au statui, au străzi acolo. Nu știam. Da, este unul dintre ei chiar celebru, Armand, cred că poate să-mi spună numele, este un naționalist ucrainean de frunte, care și ulterior... Armata Vlasov, Vlasov nu e ucrainean, e rus, iar Bandera mare e legat de războiul civil din Rusia, deci nu prea e... Și nu se poate compara cu Antonescu, pentru că nu a existat statul Ucraina care să fie ocupat de Germania. Am făcut o paralelă ca să avem semnificația, exact. Bun, rușii insistă pe treaba asta, evident. Luăm publicitate și ne întoarcem după publicitate. Bogdan, știu că ești acolo, mulțumesc tare mult pentru răbdare. Ne întoarcem în 3 minute. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Revenim, România în direct, cu Armand Goșu, profesor la Facultatea de Științe Politice din București, specialist în spațiul sovietic. V-am întrebat, uite că i-am zis sovietic, da, așa să-i rămâne numele. V-am întrebat în ce condiții ar putea să accepte Ucraina pacea și cum ar trebui să arate această pace și v-am cerut și un răspuns la această dilemă lansată și în spațiul public românesc. Domnule, trebuie să oprească Zelenski războiul pentru că Rusia omoară civili. 0372069599. Bogdan, salutare, bine ai venit la România în direct. Vă salut cu respect. Mă bucur că am reușit să intru în direct cu dumneavoastră. Aș începe prin, aș spune eu, cred că naivitatea Vestului de a crede că Rusia rămâne fără resurse sau nu mai are resurse.
Din punctul meu de vedere, Rusia este o putere și trebuie tratată ca atare. Crezând că, nu știu, au rămas fără petrol sau armamentul care ei merg la război îi cam singurul și că nimic nu de acum nu-i mai să zic, nu mai poate să-i combată, eu zic că aș spune că e naiv să credem asta. Hai să, să vedem un pic. Asistăm la o chestiune pe care o credeam puțin posibilă înainte de război. Armata rusă nu se descurcă extraordinar, nu se descurcă bine, se vede cu ochiul liber. Și aici vreau să-l întreb pe Arman Goșu Bogdan, de ce sau ce se întâmplă cu această armată? Nu e pregătită? Nu sunt cele mai bune forțe? Care e explicația pentru insuccesul lor? Planurile, informațiile după care s-au făcut planurile de luptă au fost greșite, au fost eronate, au fost false, pur și simplu multe din informații. Așteptările armatei ruse erau cu totul altele, sperau într-o victorie ușoară, într-un blitzkrieg, în 3 zile, maxim 4 zile să cadă puterea de la Kiev, iar populația civilă să întâmpine cu flori, pâine și sare. Dar de atunci te reorganizezi dacă ești o armată bună. E o armată proastă? E o armată cum arată lucrurile, cum merg lucrurile în front, în teatru de operațiuni, e o armată slabă, e o armată fără cap, e o armată fără comandanți. By the way, eu nu cred că a existat, eu nu mi-amintesc războaie, ca în câteva zile să fie împușcați atât de mulți generali. Șase generali, sunt 10 colonei, sunt 30 de maiori, sunt 10 de ofițeri inferiori, adică de la capitan până la locotenent și sublocotenent. Deci e un masac la nivel. În primul rând, eu stau să mă întreb ce căuta generalul respectiv în frontul de operațiuni. David Petraeus, fostul general american, șef al CIA, David Petraeus spune așa, e un lucru foarte neobișnuit, apropo prezența asta în linia frontului, și aceștia sunt general cu rang destul de înalt. Concluzia este că dispozitivul lor de comandă și de control nu funcționează, comunicațiile au fost blocate de ucrainieni, comunicațiile lor securizate nu au funcționat și a mers un singur canal care poate fi blocat. Ei folosesc, adică rușii, folosesc telefoane mobile, dar ucrainenii au blocat prefixul. Exact. Au blocat prefixul pentru Rusia și, atenție, au luat telefoane mobile de la populație civilă. De la populația civilă. Da. Te rog, Bogdan. Da. Totuși, pe partea de comunicații speciale, dacă nu sunt atât de buni și se dovedește că nu sunt atât de buni, totuși contrazice faptul că rușii au, adică cel puțin până acum s-a prezentat că Rusia au un front de hackeri super bine pregătiți. Totuși, nu e ceva care nu se leagă, nu reușesc totuși să comunice, bineînțeles, să zicem în termen special, dar în același timp totuși sunt foarte buni hackeri. Da, Bogdan, dacă să fii hacker, ai nevoie de internet. Ori armata rusă, din primele ore ale invaziei, prima grijă ei a fost să bombardeze stâlpii, nu, pentru G4 comunicații. Așa se explică de ce au distrus și telefoanele mobile n-au funcționat. Soldații ruși au avut interdicție să ia cu ei telefoanele mobile. Evident, ca în orice armată, unii au reușit să fenteze această interdicție și au mai dat câteva imagini, au mai filmat. Problema este că softul lor de cifrare presupune un internet de bună calitate. Ori ei, la care ei nu mai au acces. Nu mai au internet de bună calitate, pentru că ei și-au distrus aceste rețele de rețele. Și n-au cum să-și cifreze comunicațiile. Bogdan, revenind, așa. Da. Dă-ne o cale de ieșire. O cale de ieșire. Din punctul meu de vedere, eu zic că noi ne putem da cu părerea, dar și putem vorbi din exterior, nu suntem implicați în mod direct. Dar zic că președintele Ucrainei ar trebui să pună în balanță nu doar el, ci consilier și absolut toți cei care îl înconjoară, să pună în balanță dacă ar trebui să accepte o parte dintre termenii pe care îi impun, practic îi impun prin forță rușii. Zic că dacă ar accepta acum să recunoască Crimea, să recunoască Donbass, să recunoască Donetsk și să spunem că ar accepta, teoretic, ar accepta, întrebarea mea este
Putin sau Rusia, pentru că, cum ați spus și mai devreme, nu poate fi doar el răspunzător. Vor răspunde pe viitor în fața istoriei, inclusiv poporul rus. Și atunci, ce ar trebui să ne așteptăm noi, dacă ar accepta Ucraina, ar accepta condițiile sau parte din condițiile pe care le impune Rusia, garanțiile s-a dovedit și încă o dată se dovedește, indiferent dacă le-ar oferi Rusia către Ucraina, s-ar putea întâmpla același lucru ca memorandumul din 94, dacă greșesc, sau sper să nu greșesc, de condițiile prin care erau apărați de către Franța și Marea Britanie și mai rar. Mm-hmm. Ok. Să nu... În sensul că acceptă, ok, nu mai mor oameni, să, asta cred că se și dorește, să nu mai vedem civili, că asta de fapt este cel mai dureros. Dacă, din punctul meu, eu cred că ar trebui Zelenski să accepte cel puțin o parte din acele, din acele condiții, acum, ca după aia, chiar dacă, să zic, zonele respective vor fi, nu știu, influențate de către propaganda rusă și, în fine, tot ce ține partea asta de Rusia, să găsească o altă metodă prin care ar putea fi aduși oamenii, civilii de fapt, din zonele respective către vest. Pentru că un război, din punctul meu de vedere, în mod direct, cu arme, ca în, nu știu, în, acum 80 de ani, nu mai poate aduce beneficii de, sub nicio formă, nici politică, nici... socială, nimănui. Mulțumesc tare mult, Bogdan. Da, nu mai poate, dar domnul Putin așa gândește și domnul Putin așa gândește și așa probabil și-a făcut planul, dacă pot spune așa. Mihai, salutare! Ești la România în direct. Salut, Cătălin, salut pe domnul Goșu. Un răspuns la întrebarea ta nu cred că putem lua noi, ci doar ei, ucrainienii, civilii. Dacă ei doresc să-și apere țara, să-și apere dreptul la identitate națională și sunt dispuși să meargă până la capăt, să moară pentru aceste idealuri, e dreptul lor să facă chestia asta. Nu putem noi să spunem, haideți să vă opriți, haideți să cedăm. Haideți să ne imaginăm cum ar fi arătat dacă în 1940 ar fi spus lumea, hai domnule, nu vă mai luptați cu nemții, hai să lăsăm nemții la ce au ocupat și ca să fie pace. Cum ar fi arătat Europa în ziua de astăzi? Exact, asta e problema, da. Nazist, uh-huh. Un imperiu nazist care se întindea de la Atlantic până în Polonia, Cehoslovacia, Austria, nordul Italiei. Cum ar fi arătat în ziua de astăzi? Doar pentru ca să fie pace. Atacăm pe cineva, după aceea luăm anumite teritorii. Plus, nu-mi place să-l compar pe Putin cu Hitler, dar, din păcate, asemănările sunt unele foarte, foarte mari, adică nu pot avea încredere. Amintiți-vă imaginile cu Chamberlain, care puterau o hârtie, un acord de pace, de neagresiune, când cobora din avion după o conferință de pace, de, nu știu, cu Hitler. Conferința la München, da. Imediat, la câteva luni după aceea, ataca Polonia, ataca Cehoslovacia. Toate aceste atacuri și ocupări, toate acestea au fost făcute în timp ce erau valabile, să spunem așa, acorduri de neocupare, și de neagresiune cu acele țări. Soluția stă în? Din păcate, soluția deocamdată, cred că așteaptă singură să vină. Soluția vine în funcție de evoluția lucrurilor. În ziua de astăzi putem vedea lucrurile într-un fel, mâine să evolueze în altfel și altă soluție să fie cea potrivită. E foarte posibil așa. Să știi că mi-a scris între timp însărcinatul cu afaceri al Ucrainei la București, ambasadorul ar veni, Paun Rahovei, care spune în felul următor că nu vom accepta niciodată recunoașterea. Deci asta este poziția Ucrainei față de această chestiune. Dar îl interbănuiam că nu e posibilă recunoașterea pe zona respectivă, pe republicile respective. Și deocamdată
chiar de s-ar numi neutralitate, să zicem că în zona aia neutralitate și armată mai mică, se poate discuta orice, pentru că nu știm exact ce înseamnă. Aici chestiunea teritorială rămâne, rămâne foarte clară și asta este evident că nu-i poate oferi o victorie lui Putin. Și atunci îmi pare rău să vă zic că rămâne varianta în care trebuie să facă Europa, NATO, UE, ceva, Ucraina, să-l bată, să-l înfrângă pe Putin. Că noi nu avem altă cale, e ca la șah, nu sunt multe drumuri. Da, greu de imaginat dacă președintele Biden tot repetă că nu va face război pentru Ucraina, că niciun soldat american nu va pune piciorul în Ucraina, că vrea să evite în felul ăsta un război mondial. Secretarul general NATO vine și repetă și el... Eu nu cred că... De fapt, îi transmis lui Putin... Faptul că Occidentul nu are voința să-l oprească, nu-l faci decât să-l întărești în convingerea pe care el deja o are, că, să spun, el va reuși până la urmă prin puterea voinței, cu orice preț, cu orice pierderi cât de mari, să iasă învingător în această confruntare. Ori exact tipul de mesaj pe care Putin nu trebuie să-l primească. Iar Occidentul trebuie să se pregătească de mai mult. Eu înțeleg că Occidentul funcționează pe baza opiniei publice, da? Care nu vrea război. Alegătorii sunt. Aici e democrație, da? Liderii politici depind de opinia publică, depind. Dar eu observ și în America, dar și în Europa, că totuși opinia publică e de partea cauzei ucrainiene, este foarte, cum să spun, dovedește interes pentru subiect, dovedește empatie față de refugiații ucrainieni și poate că și problema unei intervenții sau unei altfel de abordări a dosarului ucrainian, a presiunii acestui război, ar trebui altfel pusă de liderii politici occidentali. Mulțumesc tare mult, Mihai, nu mai avem loc decât de un singur telefon. Sorin, scurt, aș vrea să-ți aud opinia la finalul acestei... Nu mai este, nu? Sorin, l-am pierdut? Da, pare că nu mai este. Mulțumesc tare mult pentru prezență astăzi. Ne-am lungit, dar cred că merita să ne lungim. Arman Goșu, nu plecăm cu o concluzie clară, sau poate cu cea rostită de ascultătorul nostru mai devreme, că lucrurile sunt în evoluție, da? Și că pot arăta diferent. Lucrurile sunt în evoluție, dar eu nu cred că Putin are vreo șansă să-și atingă obiectivele. Deci ca să-și atingă Putin obiectivele, ar trebui... În teatrul de operațiuni militare, el să aducă întăriri, un număr suficient de mare de soldați și să reușească o ambuscadă, să reușească să prindă un corp de armat. S-a vorbit de pildă despre trupele ucrainiene care luptă în regiunea Donbasului, în estul Ucrainei, care putea fi prinse, înconjurate și prinse în ambuscadă. Și atunci să-l forțezi la concesii majore pe Zelenski. Numai că moralul ucrainenilor e mult mai bun decât al rușilor. Deci să câștigi un război, în primul rând, tu trebuie să te vezi învingător, să crezi în victorie. Ori deocamdată ucrainienii cred în victorie, chiar dacă au forțe sensibil mai mici numeric. Mi-e teamă cumva să nu ajungem la discuția aceea pe care o vă prezent în spațiul rusesc. Vă recomand să citiți astăzi editorialul lui Teodor Baconski în Libertatea despre vocile din Biserica Ortodoxă a Rusiei, înalți prelați, deci preoți, care vorbesc poporului rus despre necesitatea folosirii bombei atomice într-o astfel de situație. Deci acolo, ăsta e modul în care biserica se adresează poporului. Citatele sunt îngrozitoare. Teodor Baconski alege trei dintre ele de la unii dintre cei mai înalți oficiali și cei mai populari preoți din Rusia. Sunt un fel de pregătire a populației pentru o catastrofă, pentru nenorocire. Mi-e teamă, Arman Goșu, că s-ar putea să ne întâlnim zilele, săptămânile următoare, să purtăm această discuție care pare ireală, adică să vii într-o zi la radio și să te întrebăm despre bomba atomică. Atenție, sunt bombe atomice tactice. Tactice, bombele, da. Atomice tactice au, sunt mai mici. Sunt mult mai mici. Da. Se explodează în zone foarte puțin populate, tocmai ca să arăți voința, că ai voința să lovești cu bomba atomică. Mie mai frică în acest moment de bombe chimice, de bombe biologice, faptul că Putin și propaganda rusească în ultimele două săptămâni insistă foarte mult asupra acestor bombe, acuzându-i exact pe occidental, cum faci
propaganda rusească de obicei, mă face să bănuiesc, să cred, să văd că e probabil ca rușii nu să utilizeze, sunt tentați să utilizez împotriva populației civile bombele. Au făcut asta în Siria, să spunem. Mulțumesc tare mult, Europa FM vă ține la curent în fiecare oră cu ceea ce se întâmplă pe fronturile din Ucraina. Vom mai discuta despre asta la România în direct. Mulțumesc, Armand Goșu, pentru prezență. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.